Salutare tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi vom începe o serie în care vom discuta despre noutățile care apar în luna respectivă din Cartoon Network România. Iar în acest episod vom discuta despre noutățile din luna decembrie, iar noi de ce treabă. Ei bine, prima noutate ar fi că se va redifuza Monster Beach sau Insula Monștrilor. Acest desen nu l-am văzut, dar poate am să-l văd când se va redifuza luna decembrie. Apoi, o altă noutate ar fi că vor veni noi episoade din Măr și Ceapă, adică va veni și la noi sezonul 2 din Măr și Ceapă și am să-l aștept și eu, fiindcă sunt un fan Măr și Ceapă și mi-a plăcut foarte mult desenul cum a început sezonul 1. Apoi, cea mai mare noutate, cred că pentru toți, ar fi că Jellystone, desenul creat de către creatorul Chowder, va veni la noi în România. Jellystone a fost creat și, bine zis, pus pe HBO Max în anul acesta, în vară, mai bine zis, și are o amintire sau, mai bine zis, un punct cu caracterele din Hanna-Barbera Studios, pentru că toată lumea știe că mai mult Hanna-Barbera s-a pus pe niște desene cum ar fi Yu-Gi-Oh, Aventurile Ursului Chică și franciza Scooby-Doo, dar nu prea mulți știu de acest desen și foarte bine fiindcă vine în România. Apoi, o altă noutate ar fi că în ultimele 5 zile ale anului 2021 vor veni câte un film în fiecare zi. Ei bine, pe 27 va fi Scooby-Doo and the Kiss, The Great Rock and Roll Mystery, pe 28 va fi Scooby-Doo and the Vampire Legend, pe 29 va fi Scooby-Doo Frankenmonster, pe 30 va fi Scooby-Doo and the Snow, iar pe 31, ultima zi, va fi Scooby-Doo and the Cyber Chase. Voi ce părere aveți pe aceste noutăți? Așteptați vreuna cu mare nerăbdare? Scrieți-o mai tare mai jos cu opinia voastră, iar noi, desigur, ne vom revedea la un alt episod. Ce aveți?